Doamnelor și domnilor, o întâlnire importantă, domnul Bogdan Drea se află aici, este un cadou pe care îl face emisiunii noastre și aș dori să începem exabrupto, direct discuția noastră, pentru că aveți comori pe care sperăm să putem să le descoperim în cele, din păcate, puține minute, chiar dacă e o oră. Ați stat în casa și sunteți moștenitorul celui care a făcut Once Upon a Time in America. Începem de aici. Moștenitorul unor opere care le-am realizat împreună, este vorba de scenarii, adică drepturile sale de lui de autor. De fapt sunt doi autori, Leo Benvenuti și Piero De Bernardi. Leo Benvenuti a murit mai devreme și am rămas în casa al Piero De Bernardi pentru a lucra un scenariu și au trecut 4 ani după care am scrisesem 4 scenarii. Și ați avut o relație aparte cu el? Mi-au fost maeștri amândoi. Deci la Institutul de Cinematografie din Roma? De când eram în universitate, se cheamă Libera Università del Cinema di Roma, și apoi mult mai târziu când am intrat să profesez, deci eram deja regizor și scenarist, i-am contactat pentru a scrie un scenariu și am rămas după aceea, deci ne-am reluat relația și am avut, să zicem așa, o relație mult mai profundă până, cum spuneam de asta, am ajuns să-i moștenesc în sensul al operelor pe care le-am făcut. Da, sunt întâlniri, au fost multe întâlniri foarte importante cu oameni, acum îmi dau seama, foarte importanți. Pentru mine au fost prieteni, oameni, absolut giganți. Spuneați câteva nume pe care ați întâlnit la școala pe care ați făcut o școală prestigioasă de cinematografie din Roma. Da, pentru că a fost fondată de persoane, de personaje absolut, deci care au inventat neorealismul. Deci Cesare Zoantini este tatăl neorealismului, pe care l-am avut ca maestru. Alessandro Blasetti, la fel, Leon Viola, La Toada, Ettore Scola, Fellini, Zapponi, care e scenaristul Fellini. Cu Fellini, de pildă, ce ați făcut? Fellini, am prezentat primul film care îl făcusem ca lungmetraj, Unde la soare e frig, și am spus haideți să-l vedeți, pentru că cred că este un film care o să vă placă. Era în genul, deci, al negru, cu acele ritmuri lente, cu anumită atmosferă particulară. Și asta era exact înainte să fi fost înmânat ultimul Oscar la carieră. Mi-a zis că haide să organizăm acum, după aceea trebuie să plec la Los Angeles, după care a murit. Deci au fost întâlniri foarte, foarte importante pentru mine, pentru cariera mea, pentru că am învățat. Deci au fost întâlniri de lucru, spre exemplu. Întâlnirile de lucru erau cam la modul respectiv. Bine, am înțeles, hai de la mine acasă și vedem. Și după care, săptămâni, luni, deci trăiam împreună, lucram, mâncam, nu ieșeam de acolo. Și se năștea ceva. Care des nu se concretiza, însă erau niște sertărași umplute pentru mai târziu. Deci orice întâlnire de genul ăsta, cum a fost, spre exemplu, cu Gabriel García Márquez, contactat pentru un capitol pe care îl scrisese într-un volum de povesti, 12 povestioare rătăcite, nu mai țin minte titlul tradus,
Și s-a bucurat foarte mult că exact am ales capitolul 9, țin minte, sau povestioara numărul 9. Dar de ce aceasta? Am scris, zic, pentru că asta simt, zici, asta este singura care eu am în suflet, din toate, adevărat. Ați simțit ce ați văzut? Și am rămas văzut o săptămână la el. Și am lucrat și la un scurt metraj, care însă, din păcate, vorbesc de 95, efectele speciale depășeau costurile filmului. M-a prezentat unei televiziuni în Spania și pe atunci nu era o tehnologie de astăzi cu computer grafic, anime și așa mai departe, și nu s-a putut realiza filmul. Dar am rămas cu o experiență și cu deci, toate secretele pe care un personaj ca Marquez le poate să le poți avea acces la ele și așa mai departe, la tu per tu. Și multe personaje de genul acesta. Pe cine ați mai întâlnit? Sunt tare curios, domnule Dreyer. De Anthony Quinn. Anthony Quinn, am lucrat cu el la un proiect foarte interesant. Între moșteniri, mi-au lăsat moșteniri de personajele cu care și care apoi au murit, și anume operele lor, deci cu drepturile de autor. Și el, unul din romanele autorului Leon Viola, care se cheamă, bun, în Italia, la Vidium di sul albero, nu are importanță. El prevedea, deci era Marlon Brando, ori Anthony Quinn trebuia să fie, era pe testament. Și m-am dus la Marlon Brando în America. Iar întâlnirile astea erau foarte interesante, pentru că zice, bine, cum mergi la Marlon Brando? Și pe atunci eram în viață Leon Viola. Zice, bine, aranjez. Ia telefonul, zice, seara asta avem oaspete pe Alfredo Bini. Zice, cine e Alfredo Bini? Este producătorul lui Pasolini. Bun. Acesta zice, bine, mă gândesc cum să facem. Și îl sună pe Rossellini. Și Rossellini zice, bine, sunt în America, îți vine la mine, doarme la mine, îl duc cu mașina la Alberto Grimaldi. Cine e Alberto Grimaldi? Este producătorul, după părerea mea, a făcut Ultimul Tango la Paris, chemat, filme cu Marlon Brando. Și atunci ajungi la o persoană care iară dă telefon și zice, Marlon, noi te venim la tine la 4. Din păcate, în momentul ăla, Marlon nu era în condiții sănătoase. A și murit la scurt timp. Și atunci zice, bine, la Anthony Quinn. Cum ajung la Anthony Quinn? Păi sunăm pe agentul, la ora 4 vine un... Iar, ia America, du-te în Spania. Da. Așa, era la San Sebastian, la festival, unde Anthony Quinn își prezenta un film. Și intră în hotel și mă primesc, stăm 2 zile cu Anthony. Deci așa se făceau. Și lucrăm pe roman și facem un contract. Se plătește scenariul cu scenariștii la Once Upon a Time in America. După care moare și Anthony. Deci, bine, ce să alegi? Experiențe. Deci experiențe. E o roată care merge înainte. Vezi că totul e posibil dacă vrei și dacă... Întâlnirile acestea sună incredibil. Sună pentru... Da, erau și incredibile. Deci cum am spus, deci avion merge acolo la 4 în foyer, acolo și eu aveam un... Țin minte că la un moment dat sunam acasă să mai îmi trimită aine că se schimbase anotimpul. Deci plecasem cu cămașe de vară și îmi trebuia haina de blană, că se făcuse între timp iarnă și eu eram încă... Și fără că nu știa unde și eram, da, deci nu exista la un pahar de... Deci dacă era ok, rămâneai acolo. O viață, prin urmare, într-un flux, într-un fluid, da. V-ați lăsat să curgeți, să spun, absolut, pe traseile absolut, care s-au ivit? Absolut, este necesar, nu se poate altfel și trebuie absolut, deci este vorba, în primul rând, vorbesc de acest flux, este fluxul interior, adică o deschidere în care nu există, elimină orice barieră, nu există un nu. Fluxul și conectarea e mâine, nu există. Deci timpul și spațiul nu mai există. Există doar scopul pentru care porni la drum. Poate că e momentul să le evocăm pe maestru internațional de Qigong, Lin Kai Ting.
grație căruia, să spun, ne-am întâlnit. Exact. Și poate de aici să mergem pe aceste valori perene care v-au ghidat și iată, exact, una dintre ele este cea a fluxului, a conectării și acest spațiu care, să-i spun, nu știu, nu găsesc, transcendent, cum să zic, de contact cu universul, de conectare, este fundamental în orice destin. Ați avut și aveți o viață fabuloasă pentru că ați simțit în fiecare zi conectarea și fluxul și ați permis lucrurile să se întâmple? Exact. Deci, cum a spus și dumneavoastră, târziu și poate nu întâmplător, într-un moment în care aveam nevoie sau nu putea fi altfel, trea deschisă de acum o ușă și mai puternică și mai mare și cu o forță mai mare, am avut această întâlnire, nu numai, dar în special cu maestru Lin Kai-Ting. În clipa aia am înțeles că tot ce trăisem înainte era în sensul ăsta. Nu eram conștient de acest lucru, însă principiile au același. Deci, practic, eram, fără să-mi dau seama, prin natura mea, cred, dar care am și lăsat-o să-și facă singură treaba, eram, de fapt, în aceste principii, care acum aveam să le înțeleg, și să-mi dau seama că, într-adevăr, asta a fost secretul, să-l numim așa. Secretul. Altfel nu poți să-i se explici. Poate că e momentul să vă ofer din partea editurii Herald Imnurile Sacre. Este o carte în care Pitagora este prezent și Pitagora nu întâmplător este asociat muzicii sferelor, de pildă, și a tot ceea ce înseamnă contactul nostru interstițial cu universul. Ați ajuns însă și în cu mult drag, ați ajuns în Tibet, în Nepal. Spre exemplu, capitolul Nepal, care Nepal e Nepal-Tibet pentru mine e o poartă. Deci spre n-a fost întâmplător, a fost un pariu. Deci acum 5 ani am pus un pariu care l-am pierdut, l-am tot împins, că aveam altceva, ziceam eu, de făcut. Toată amânarea asta nu făcea decât să mă simt mai vinovat, și atunci era o forță mai mare cu care mă răscumpăram. Și e important și asta. Răscumpărarea personală. Da, da. Interesant. Și la un moment dat iar la un telefon, deci bine, acum nu se mai, pe 4 se pleacă în Nepal. Și în clipa aia am zis, da, nu știu ce e pe 4, dar mai întâi zic da și după aia văd. Adică văd cum rezolv cealaltă, pentru că îmi spun Dani e da. Nu știam unde, ce. Dar să-mi machit față de acest lucru. Și aici am avut ceea ce căutam, fără să-mi dau seama, în alte părți, am găsit în această excursie care a devenit cu totul altceva decât una turistică. Deși văzuseră toată lumea până atunci. Da, dar nu, acum se deschide altă poartă. Da. Și această mare poartă care s-a deschis este ceea ce numim noi viața bate filmul. Deci ajunsesem, că da, să spun un întâmplător, la un moment în cariera mea, care urmez viața mea, pentru că mi-e greu să le separ, practic nu se poate, în care mă întrebam, bun, mi-am făcut datoria, între ghilimele, față de mine și de ce am, de ce trebuie să dau și așa mai departe, adică 3 opere ca autor. Din filmele care le-am făcut, 3 sunt opere care le consider că am făcut și am avut de spus. Pe care le numiți aici? Bă? Aici numesc Una la soare frig, da, care mi-a venit. Oana Pelea, Gheorghe Visu. Da. Acolo unde ochii dor, Talasa. Și Ipu, condamnat la... Da, care evident este vorba de un de autor, Titus Popovici, care stă la bază, cu care am avut plăcerea și onoarea să lucrez acum 20 de ani. Poate o să revenim după, da, ca să nu pierdem idei la condamnarea la viață. Da, da. Însă este un film de autor, pentru că m-am asociat autorului Titus Popovici cu conceptul meu și îl consider ca atare. Deci îmi făcusem bagajul, să zicem, triada, care zic, bun. Și zic, bine, și acum? Ce? De acum ce? Și dădeam în gol. Nu știu, nu se mai prindea lumina.
Și în momentul ăla sună telefonul și ajung în Nepal, zic, caut eu Nepal și în Tibet și așa mai departe, în mănăstirile. Deci am fost închis într-o mănăstire o lună. Închis într-o mănăstire, da, o era lună. Iarna și stăteam în celulele acelea, da, fără încălzire, fără nimic, la castronul cu orez. Și mă întrebam ce fac, deci care e sensul, ce... Și după aia mi s-a ivit sensul. În celulă și înțeles... cu castronul cu orez s-a ivit sensul, importantă imagine. Da, da, am înțeles, deci viața bate filmul, pentru că acolo erau toate răspunsurile. Deci mi-am găsit toate răspunsurile ce fac de acum. Pentru că am înțeles că un capitol se încheiase, cel al ficțiunii create. Și acum am dat peste adevărata ficțiune, care este nelimitată, care bate mult ficțiunile noastre pe care le realizăm pe ecran. Și aveam să cunosc autori adevărați. Autori adevărați, da, da. Deci, adevărata creație. Care și asistam ca un novice și, deci începuse altă școală. Deci începusem, deci eu cerusem un nou ciclu. Aici spiritual este un autor de viață, un creator de viață. Nu în... numai, el te îndrumă la creația adevărată, unde autor este creatorul însuși. Deci existența noastră, la toate întrebările care le punem, la tot ce vedem și nu vedem și așa mai departe. Aceasta este creația la care mă refer. Fiecare din noi ratăm atunci șansa de a fi autor ai propriei creații. În care tu ești autor, da, implici, deci faci parte, dar nu vezi, nu știi asta. Deci portalul care mi s-a deschis este spre un alt acces, unde eram și eu creatorul, dar urmam să intru într-o școală care să mă învețe cum să accesez, cum să beneficiez, cum să văd, cum să accesez la această imensă creație la care puteam participa. Și atunci a început procesul invers. Și anume, acum trebuia din această ficțiune incredibilă, care, repet, bate ficțiunea care putem noi să o s-o readuc în termeni terestri, adică s-o mai nu s-o limitez, că nu s-o traduc în termeni în care putem să înțelegem, în care putem să avem da, acces, s-o primim, da, accesul. Da. Și asta era clar că nu putea fi decât într-un film documentar, ceea ce am refuzat mereu. Deci eu n-am, poate sunt singurul regizor care n-a făcut publicități, n-a făcut teatru, n-a făcut serii televizive, n-a făcut videoclip și... Deși puteați deci, să faceți... Eu am mers pe linia mea. Da. Deci eu am fost produsul cinematografiei din școala, și am mers pe linia asta. Da. Bine, rău, cu fluxurile normale ale unui artist cu... Am avut în sus și jos ceea ce e necesar. Însă nu am ieșit din această... Deci refuzând un film documentar, spunând și că nu sunt capabil la un film. Deci automat intru în procesul meu de ficțiune de și ceea ce nu intră în normele, da, de abordare a unui proiect de... document, de film documentar. Și mi-am zis, acum mi-am dat seama că sunt obligat, pentru că evident nu pot, trebuie invers, să reduc la un document ficțiunea existentă, da. De asta e misiunea mea, inversă, dar este ceva nou, deci mi se oferă să merg acolo unde eu nu mai știam de acum ce mai urmează. Practic, acum ne spuneți în anteprima exact, ceea ce lucrez acum. Asta e de un an, se întâmplă, da, deci de când am avut această experiență de inițiere, după care, evident, am mai fost peste ocean încă, deci în Bali, să cunosc și alte culturi hinduși și așa mai departe. Acum trebuia să merg în Statele Unite, însă vine acum peste 2 săptămâni un personaj
incredibil din Statele Unite să lucreze cu mine aici pe această temă, deci vă vorbesc de filmul documentar pe care îl pregătesc acum și care vorbește despre această dimensiune incredibilă a existenței noastre. Ce este de fapt care este de fapt adevăratul film unde noi suntem protagoniști, autori, scenariști, spectatori în același timp. De și fapt, un ecran care da. N-are nici cinemascop, ci este la 360 de grade. Din ceea ce îmi spuneți, este ca un fel de esență a tuturor miturilor... Adevărurilor. Deci adevărurilor. Noi le luăm ca mituri și ele sunt cea mai adevărată realitate sau adevăr real, cum vreți să-l numiți. Deci este ceea ce este și ceea ce noi absolut avem în noi, fiecare, și facem tot posibilul să refuzăm. Acest film documentar, de fapt, este are un scop transformativ asupra conștiințelor oamenilor. Asta este ceea ce intenționați. Exact. Deci acest lucru se propune la ordinea zilei. Deci în cărți, video, pe net și așa mai departe. Însă se rezumă doar la informație. Deci, uite, e așa și așa și așa, așa în termenii noștri. Uh-huh. Acest lucru nu duce nicăieri. Ne umple iar de informații, le acumulăm, nu se schimbă nimic. Da, nu se schimbă nimic. No. Aici trebuie un declic. Și ceea ce am înțeles eu, și la asta lucrez și este foarte delicat să găsești soluția eficientă, este cum produce acel declic. Pentru că cu siguranță nu... Deci Einstein spunea următorul lucru, că nu poți să corectezi probleme care, cu același program cu care au fost create. Trebuie să ieși din spațiul programului. Deci dacă spun ca și unui copil, nu fă așa mai departe. Bine, am înțeles fraza așa, îi fac tot ce... Și ce repeți același lucru. Am înțeles că nu sunt conștient, dar nu se produce un declic. Declicul vine dinăuntru, că aici e diferență. Deci tu, practic, trebuie să vorbești nu persoanei din afară, ci persoanei dinăuntru. Dinăuntru. Acela te ascultă pentru că el știe exact despre ce e vorba. Persoana de afară nu știe. A uitat. Da, persoana de afară este masca, nu vrea să știe. Ceea ce e superficial. Nu vrea să știe. Deci noi avem adevărul și minciuna și suntem pur și adevărat 100% din esența noastră, fiecare ființă umană, și dimineața dăm drumul la duș și acolo cade minciuna. Înăuntru, peste noi, mâncăm cu polonicul și în asta ne scăldăm. Punct. Punct. Deci atunci dacă vorbești minciunii tot prin termen de minciună, nu se schimbă nimic. Se autoalimentează. Se amplifică. Da. Exact. Deci aici e vorba de arta, să o numesc așa, de a produce declicul care nu se poate decât dinăuntru. Și noi lucrăm la asta. E o întreprindere fundamentală aici. Exact. Și aici o să spuneți că lucrez eu la birou la mine și încep formule A, 2, 4, 6, că exact cu... Nu. Ce am înțeles este că aceste lucruri există și există persoane care știu acest lucru și între ghilimele, meritul meu, dacă se poate spune așa, ca simplu regizor, e să fi înțeles aceste lucruri și iară cu, probabil că am acest dar, să spunem așa, de ce vorbeam și înainte, să ajung la oamenii potriviți. Dar în casă, la ei și trebuie să rezolvăm asta. Asta e un dar care cred că l-am avut mereu pentru că s-au produs aceste lucruri. Și atunci am căutat aceste, iar am început ca pe timpuri. Deci unde sunt? De la zero.
într-un domeniu care nu, deci nu mai era cinematografie, nu mai era Anthony Quinn și care acum știam de unde se iau sau cine să mă introducă. Acum eram la zero. Și unde sunt acești oameni care nu vorbesc? Nu vorbesc. Nu vor să vorbească. Nu vor să nu au vorbit. Da. Și mi-au spus și de ce. M-am dus la ei. Deci un an n-am făcut altceva. La ei nu înseamnă pe calea Victoriei sau pe Berceni. Înseamnă avionul ABCD. Și o mare șansă că i-ați putut găsi și întâlni și să vă spună toate lucrurile. Să vă spun, astea. Aici s-a produs ceva iarăși. Deci n-a fost niciun efort. Când le-am spus despre ce vorba și ce intenție am, să am consensul lor. Asta mi-a dat încredere și am zis, înseamnă că sunt pe calea bună. Da. Deci n-a fost niciun, deci a fost o practică, eu le-am comunicat ceva și poate chiar mi-au și spus, chiar dacă ei nu vorbesc așa cum vorbim noi, dar mi-au dat să înțeleg că așteptam momentul. Deci acum așteptam să, era momentul să ne prezentăm. E fantastic ceea ce spuneți. Da. Și dacă spune 1, 2, 3, 4, 5, încep să spui că e așa. Mai ales că nu depui efort, deci nu sunt oameni pe care să-i plătești, nu se produc schimburi comerciale sau... E tulburător, ce spuneți? Iar ați văzut și noastră, pentru că m-ați văzut pe scenă alături de maestrul Lin Kaiting. Deci după un an, ca să fiu alături de el, e o realitate. Da. E finalizare pentru că am discutat la mine acasă despre că a venit și deci iar nu se întâmplă lucrurile astea. Da. Deci probabil ce am pus în plan era ceva care aștept, deci cu siguranță nu era să da, o fac pentru că văd că ești un băiat bun sau facem asta. Nu asta e sensul. Deci aceste lucruri care s-au întâmplat și absolut fără niciun obstacol. Am înțeles că sunt pe calea bună și este un lucru necesar, care era așteptat. În termeni concreți, care sunt etapele acestui proiect fundamental? Da. Un an, doi, mai mulți? Cum? Nu, deci un an am lucrat, iar eu când încep ceva, dorm după aceea, adică că-s termine. Sunteți unul dintre puțini oameni. Altfel dorm mereu. În stare de veghe. Dorm și după aceea când mă trezesc, încep nedormitul. Deci un an n-am dormit și nici nu pot să dorm pentru că te ține absolut. Freamătul. Da, deci asta vreau să spun. Într-un an am avansat foarte mult. Ca să vă spun, ieri noapte făceam contractele acum pentru casa de producție și așa mai departe și s-a ajuns la nivelele acum unde se discută de finanțare și cum am spus, pe 10 vine acest personaj ilustru din America și stă 2 săptămâni oaspetele meu și lucrăm și mai departe, completăm o parte foarte importantă. Deci în 2015 cred că putem să, deci la sfârșitul anului să putem, dacă ne invitați, vom fi onorați. Să ne prezentăm. Vom fi onorați. Cu produsul finit. Și evident e un produs internațional și cred că va fi primul dintr-o serie de 3, pentru că domeniul este atât de vast încât ne e foarte greu să facem rabat sau să, adică este un tot care își necesită timpul de prezentare și dar cred că de altfel, cum v-am spus, peste tot unde s-au dat informații, am fost chemat, am fost, deci interesul există pentru fost, că da. Este, toți ne întrebăm ce este de fapt și cred că ne-am săturat numai de informații care nu ne duc mai departe, pentru că se produce un fenomen care este în defavoarea noastră și anume e ca la un antibiotic. Dacă nu-l iei corect, nu-și mai face efectul. Deci devenim imuni. Da. Eu spun de niște lucruri importante și tu nu le mai... Pentru că deja s-au erigit la fals. De acum e...
și nu s-a produs nimic, adică n-ai avut și rezultat, și atunci îl treci în sectorul, bun, am înțeles. Nu e ușor să administrați antibioticul prin munca dumneavoastră așa cum se cade ca să aibă efect. Da. Da, este la ce lucrez acum. Este remarcabil. Numai ar fi suficient numai dacă, și iată, am evocat pe maestrul Link Haiting, care, din punctul meu de vedere, cum am simțit, este tot ceea ce căutăm de când ne naștem. Ca, nu știu, instrucțiuni de folosire ale vieții, ca atitudine față de viață, ca sănătate și ca echilibru. Și nu mai înțeleg că sunt mai multe personalități, axis mundi, pe care le-ați întâlnit și care vor fi în acest proiect. Domnule Bogdan Drea, dacă acceptați, acum să mergem puțin către Condamnat la viață, poate, în momentul acesta, A un film deosebit, cea mai mare producție, s-a spus, prin un record, prin buget, greșesc sau au fost... Cred că da, nu, eu sunt regizor, dar într-adevăr a fost un buget foarte mare, care într-adevăr a fost și cheltuit, ca așa bugete pe hârtie sunt... A fost real, a distribuție... Fost real, nu numai, dar a fost o treime din costurile adevărate care ar fi trebuit plătit. O treime din costurile adevărate, o distribuție prestigioasă. O numiți dumneavoastră pentru că știți... Nu știți de ce. La mine prestigios, deci pentru mine toți actorii sunt... Da. Deci nu pot să spun, dacă aș începe, înseamnă că e mai important ceva. Bun, acum dau seama că pentru public anumite nume sunt mai rezonante, însă sincer aș începe cu Bogdan Iancu, care Bogdan Iancu, băiatul și care povestește în prima persoană această aventură. Acum vedem și trailerul filmului, da? Apoi, deci, spuneți dumneavoastră. Evident, Gérard Depardieu, care ne-a necesitat și aici o discuție, pentru că este un gigant pe care l-ați întâlnit și poate ne spuneți câte ceva și despre dânsul. Apoi Harvey Keitel, deci americanul Harvey Keitel, Laura Morante, da, să spun mai tii oaspeții, deci Hubert Damon, care înțeles că o vedeți în Belgia, și din Germania a mai fost un actor, Uwe Feldenkait, și după aia am onoarea să prezint actorii români, care sunt foarte dragi. Da. Deci aici iară, nu știu, ordinea care să spun... Ordinea acestui moment, care nu e valorică sau... Să încep cu doamnele, ca să le respectăm. Deci Adina Cartianu, Daniela Nane, Gabriela Băluță, fetiță. Iulia Boroș, apoi Gheorghe Visu, Alexandru Bindea, Nicodim Ungureanu, Dragoș Temate, Costică Drăgănescu, nu vreau să uit acum, încerc să mi aduc aminte scenele să-i... Da. Bun, deci repet, toți actorii din moment ce am ales sunt cei mai buni actori. Legat de novela lui Titus Popovici, ați avut un ecou de la Harvey Keitel. Da. Îmi povesteați. Este un moment foarte emoționant, pentru că, deci, Harvey Keitel, cred că e cunoscut, opere Main Street, Pulp Fiction, Piano, sau Lecție de Pian, cum se chema, și așa mai departe. Deci, evident, Tentațiile lui Last Temptation, Cristo, și alte filme. Da. Bun. Deci, o carieră, nu știu dacă a luat Oscar sau a nominalizat Globul de Aur, și atunci ca să vină
România să cerea cartea fizic. Și trebuie să spun, foarte interesant și aici, există o singură carte. Deci există fizic, două cărți, pardon. Una e la bibliotecă, nu poți să o atingi, deci trebuie să eventual să o citești acolo, și una o are colegul meu cu care am scris scenariul, Anușavan Salamanian, acasă, cu dedicația lui Tiz. Nu mai sunt fizic, pentru că era o editură în timpul comunist, Albatros și așa mai departe. Bun. Și el venea, vreau cartea. Asta la filmări, deci evident, la sfârșit când venisem pe platourile din București, pentru că am filmat la Sighișoara. Și atunci îl sun pe Salamanian, oricum vreau să-l invit la filmări, și bine, cu cartea în buzunar. Și Salamanian e mare, așa, Harvey Keitel e mai micuț, și se repede Harvey la el și a adus carte. Da, uite. Și pune mâna și o am filmată pentru că era cu filmare de backstage, nu? De making of în paralel. Da. Și zice, este cea mai puternică novelă care am citit-o vreodată. În tot ce am făcut, și deci știa că nu mai este în viață autorul, Titus Popovici. Și și-au dat mâna cu Salamanian, care a făcut adaptarea cinematografică, deci un rol foarte important în partea literară a operei. Da. Și a ținut, de-aia vreau să pună mâna și să spună că, nu pot zic ca pe o Biblie, dar pentru el era un... Da. Deci, și de ce spun asta? Pentru că Harvey Keitel, deci pe care îl cunosc de 20 de ani și am făcut 3 proiecte împreună, s-a evidențiat prin faptul că nu a acceptat decât numai opere de calitate. Da. Deci nu o să-l vedeți într-un film de serie B, foarte rigid. Și, deci ca el să spună așa ceva, am avut onoarea să lucrez o săptămână cu Titus Popovici când era în viață și i-am transmis... Da, de asta am smis acest ecou. Vă propun, dacă acceptați, să mergem puțin acum la momentul 90, 91, 92, la la mare. Unde la soare e frig. Un film care a fost... Iertați-mă, 90. 90. 90 a început. 90 am filmat. 90 ați filmat și apoi 92 a fost 91 premieră. A fost premieră, pentru că filmul, după ce a fost făcut, mai întâi a fost prezentat în străinătate și după un tur de festivaluri a venit în toamnă în România. Da, da. Oana Pelea și Gheorghe Visu atunci, aveați 20 și... Împlinisem 28 de ani când am filmat, deci proiectul se puse la 27 de ani, când am scris scenariul, și când am filmat aveam deja 28. A fost debutul în lungmetraj, mai făcusem un mediumetraj înainte. Și în momentul în care ați revenit să lucrați în România? Atunci am revenit în România după mulți ani în care am trăit în Italia. Și întâmplător venit, deci viața bate film. Cum am ajuns să fac filmul ăla a fost una din întâmplările care fac să se nască întâmplări mari. Cum s-a întâmplat? Deci eram venisem noaptea cu mașina de la o petrecere în alt oraș în Germania, unde mergeam rar, unde locuiau părinții mei. Tatăl meu fiind medic, primise un prieten de-a lui pacient, medic stomatolog, să-i lucreze noaptea la o problemă care avea, pentru că a doua zi la 6 trebuia să plece. Și atunci când m-am întors noaptea acasă, era casa luminată, era verde, și zic, și m-am oprit să dau și o bună ziua. Întâmplător cunoșteam pe acea persoană, pe acest prieten al lui pe care se oferise noaptea să-i ofer ajutor. Și unde te grăbești? Zici, mâine plec cu un convoi de mașini în România,
că fac un act de caritate, duc mașini. Da, cum se întâmpla atunci. Exact, cu nu știu ce. Da, ajutoare, în fine. Da, și deci eu nu mai fusesem țară de mic. Așa, nici nu mă gândeam la așa ceva. Și zice, am o, în afară de problema care o rezolvase tatăl meu, e că s-a îmbolnăvit un șofer și n-am un șofer. Și spiritul meu de aventură zic că... Eu sunt șoferul, da. Da, de România, bă, vedeam deja. Bă. Și cum spun eu, deci gând, vorbă, fapte, eram deja în mașină, nu știam unde, cum, ce, de, ce să... Eram acolo. Și ajung în România, ajungeam la Oradea, că asta era punctul așa, și acolo încep amintirile, A, B, C, D. Și trebuia să ne odihnem o noapte și a doua zi să plecăm înapoi. Deci era un grup organizat cu, și cum sunt eu neastâmpărat, am zis, bine, mâine-i mâine. Avem timp. Și am ieșit, că ne păzea în sensul, avea grijă, era responsabil de noi, așa, mi-a zis că erau, se mai trăgea sporadic cu mitraliera. Era foarte... Imediat după Revoluție sau da, așa, da. Și... Toți eram cetățeni străini, era... Și atunci fug pe geam, cum pe geam am mai făcut în, da, de la hotel, că dormeam în cameră cu ceva, ca să nu spun de ce, ce vezi, și mă duc și la agenție de voiaj, iau un bilet de avion dimineață cu primul, mai erau acelea cu elice, cred, sau așa mi s-a părut, și ajung la București numai să salut, că venise niște prieteni, pentru care și Anabela cu care am crescut în familie, adică familia noastră erau foarte prietene, înainte să plec. Și evident, deci am cu Amza Pelea ani de zile, am toate duminicile le cu Amza Pelea. Da, și rebelioanele, și deci era ca în unchiu. Și noi, cu Ana Pelea, și ne jucam și așa mai departe. Și între timp eu devenisem regizor, deci practic, ia uite, nu, ne aduce iară la cinema, cum că am zis, vă dați seama că inventat tot felul de scene când ne întâlneam duminici, deci mi se părea un spectacol personal la mine înainte în casă. Înainte să plecați, așa, da, 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 da. Și acum eu mă întorceam ca regizor, da. Făcusem deja un film în Italia și să ne mai povestim repede. Așa, după care mă întorc și ajung la prânz, mă întorc cu convoiul, nicio problemă. Evident că asta e pe hârtie, ce se întâmplă e altceva. Și dau de oameni și zice, să faci, bun, atunci, uite, și tu ești actriță, și eu sunt incredibil, păi, hai să facem un film. Da, copii v-ați întâlnit, da, adulți fiind, da, hai să facem un film. Hai, drept, cum, uite, acum facem, cumva facem. Și în orice caz, am bătut palmă să facem un film. Și atunci m-am întors și am început să mă gândesc la filmul cu Oana Pelea. Așa a început să treabă. Și așa s-a născut scenariul Unde la soare e fric. Și după câteva luni am venit în țară și am fost producător. Da. Pentru că trebuie să spun că nimic întâmplător, deci de la acea persoană care cu convoiul, da, și așa mai departe, nu știu, eu fi mers bine afacere sau nu știu ce, am zis, acum o să finanțați un film. Cum era asta în nașul, o propunere care nu puteți refuza. Deci, da. Deci aveam toate... rechizitele toate și am făcut filmul. Înțelegem cu scenariu pe care încă nu-l terminasem, că n-aveam răbdare, trebuia să mă întorc să caut și alți actori și așa mai departe. Și țin minte că ne închidea în casă, ca să ne ocupăm numai de asta, mama lui Oana, Domnica, și auzeam, deci mai trăgea cu mitraliere din când în când pe stradă. În timp ce lucram la... Și după aceea am filmat și a fost primul film românesc în regim privat, adică nu cu
casele ABC de 1, 2, 3, 4 da, de la Buftea, da. Ci cu o producție care am înființat atunci cu producătorul Titi Popescu, pe care atunci i-am propus să fie producător, că erau director de filme, deci cred că a fost prima funcție de producător în România pe care eu i-am propus. E un film care a făcut istorie, practic. Așa s-a născut, deci prima casă de film, primul film, primele și... când am terminat filmul, am fost imediat, iar s-au legat foarte, deci nu știu cum am ajuns în Franța la un distribuitor care a vrut să cumpere filmul, l-a cumpărat și a intrat în circuit după aceea european, de festivaluri și de la San Sebastian a fost premiera internațională. Deci m-am întors și cu niște premii care filmele câștigase nu eu în 91 ca să-l prezentăm în București. La Patria, mi-aduc aminte, Nașu era care prezenta, care s-a proclamat ca Nașul meu după aceea, Andrei Blair, care a prezentat pe scena cinematografului Patria, 91, pe 18 noiembrie, sunt date care n-ai cum să se le... Și așa am adus una la soare frig, ca creau ca prima floare dintr-o nouă generație. Această nouă generație și prima floare a unei primăveri care se anunțase, a venit 20 de ani mai târziu sau 15 ani mai târziu. Poate nu eram... Deci, avantajul, dezavantajul meu că am o vârstă în care sunt între generații. Deci, practic, poate avantajul este că nu m-am încadrat niciodată într-un șablon și am avut și libertatea, adică trebuie să lupt fiind lăsat liber, pentru că nu mă încadra nimeni generațiile respective, care sunt bisericuțe și așa mai departe, care nu cred că e un lucru pozitiv în artă. Deci asta a fost, repet, avantajul meu. Da. Dezavantajul că trebuia să mă lupt pentru a susține existența. Deci de-aia spun, nu a 15, deci în 2004 s-au produs acele fenomene, ceea ce numim astăzi, sau un nou val și așa mai departe. Că alte, alte flori care trebuia să urmeze să mă susțină în acel moment să creăm. Da. Deci a fost un delay. Asta a fost istoria. Ați mai vorbit de Thalassa Thalassa. Ne spuneți două cuvinte, cred că mai avem vreo 9 minute, poate vorbim de Thalassa Thalassa și poate ne spuneți și câte ceva din decursul de viață, nu știu dacă reușim. Păi până acum am vorbit numai de viață. Cum ați plecat, de pildă? În sensul ăsta. Da. Deci cu ce să încep? Thalassa, poate, ca să încheiem. Thalassa este un film pe care eu îl iubesc foarte mult și, într-un fel, poate este cel mai important film pe care l-am văzut, pentru că, dacă ați văzut filmul, e o metaforă care... într-un fel reușește să cuprindă mai multe teme din acele importante, că vă spun, care un autor încearcă să le... Cred că Thalassa are această capacitate, să unească un pic toate aceste teme importante. Și este un film absolut făcut numai cu copii, deci practic e un film cu copii pentru adulți. E un film deosebit, e greu să-l... așa, și să-l... lucru frumos este că, cum spuneam, viața bate filmul. Lucram ca și copii de 8 ani erau atunci. Deci astăzi mă sună și la decizii importante din viața lor mă sună mai întâi pe mine. Deci trebuie să mă sor cu ăla, vină să cu noi, crezi că e bine, n-am bani să mi-am promus că ți dau la salariu. Deci se creează niște raporturi. Da. Așa, parte de umane. Da. În care crezi că n-am familie, n-am... Nu, eu am o familie imensă, am mulți copii. Aveți o familie imensă, da. N-am timp să împart ce doresc cu fiul. Deci este o viață. E o viață. Familia imensă, să revenim poate puțin la familia dumneavoastră, sibieni. Da, eu sunt sibian, deci din partea mamei de origine germană, Saș. Da. Și asta a fost și motivul pentru care la sfârșitul anului 70 am plecat în Germania.
unde am luat numele din partea germană, deci că zicea Bogdan Drive, Bogdan Dumitrescu. Da, da. M-am numit, adică m-am născut Bogdan Dumitrescu și când am primit cetățenia germană, am fost din partea mamei, pentru că pe origine, nu pe azil politic. Am mai semnat filme cu Bogdan Dumitrescu pentru că am vrut să ducem, atunci când am făcut Unde la soare e fric și era primul film românesc, mi-a făcut deosebită onoare să duc filmul sub drapel românesc în străinătate. Chiar așa a și fost primit, primul film românesc care reușea să... Și atunci am semnat Bogdan Dumitrescu, după care m-am întors la Bogdan Dreyer mai încolo, când bugetele au mai înalte și, mă rog, părțile legale cereau anumite criterii. Unde? La Sibiu? Bun, am trecut de Sibiu pentru că am plecat apoi, deci cum am spus, în Germania, iar după bacalaureat am plecat în Italia, unde am studiat Belle Arte la Florența și apoi la Roma Cinematografie, la Libera Università del Cinema di Roma, unde, cum am spus la început, am avut onoarea, plăcerea, norocul să am acești maestri care astăzi nu mai există, nu mai sunt în viață și îmi pare foarte rău că s-a pierdut un bagaj imens de valori incredibile. Eu am avut șansa să le... Deci, după ce au murit și ultimii fondatori ai universității, mi-au lăsat moștenire universitatea pe care am condus-o din 95 ca titular până în 2001. 95, fiind și asistent înainte. Deci am făcut 40 de filme de studenți ca producător și coordinator didactic pe acest timp. Deci am stat acolo 15 ani în timp ce făceam și filmele mele. Să duc mai departe acest lucru. Lucrul ăsta nu cred că se știe. Da, iar cel mai deosebit lucru, în sens, trebuie să spun negativ, că nu pot să spun, că de ce numai până în 2001? Deci în 2001 a venit tehnologia, ne aduce anul ce aduce ziua, în care se încurajau tinerii cu tehnologia și tu ești autor. Deci dacă apeși pe butoanele deja ai montat, ai făcut filmele. Și nu mai vreau să înveți. Deci ideea de a învăța ce să faci cu aparatura nu mai le-a fost luată de publicitate, de această educație consumistă care o primea. Și veneau și zicea, bine, hai să facem, uite că zic, stai, ca să faci asta, trebuie să ai mai întâi o idee, deci film e o poveste. Că tu ai aparat sau nu, sau e în culori, sau, e o poveste. Da. Și atunci mi-am dat seama că până nu se consumă acest fenomen tehnologic, ca să ne întoarcem la... Da. Și am suspendat în 2001. Suspendat. Acum m-au chemat, deci am fost acum o săptămână la Roma, în cadrul unei festivități pentru un omagiu al acestei universități, m-au chemat să reluăm activitatea și mă întreb dacă acum a venit timpul să ne readucem aminte ce înseamnă să învățăm. Să revenim la sursele, la poveste. Da. La poveste. Da. Deci de asta spun, mă consider, cred că datorită vârstei, să fi avut șansa să stau puțin în bucătărie, să văd ce se întâmplă acolo, răbdare, nu numai să primez McDonald's-ul gata făcut, nu știu ce în el și așa mai departe, dar asta e o șansă, adică și din educație și din... Astăzi vrei să primești totul... Da, nu mai poți să tolerezi procesul în sine. De asta, cum spuneam și la... Că de asta mă leg iară de The Total Picture, se cheamă proiectul care... The Total așa, Picture. Este ce înseamnă dinăuntru sau din afară. Diferența de dinăuntru și din afară. Asta este. E greu de înțeles, dar e atât de simplu și declicul e atât de mare. Fantastic. Face diferență.
Din păcate, suntem în ultimul minut al întâlnirii noastre și a fost o oră de pur de click, sunt convins. Sunt impresionat de întâlnirea pe care am avut-o. Vă mulțumesc tare mult. Ce ați spune? Eu vă mulțumesc și publicului. Cu ce gând ați lăsa privitorii noștri, așa ca din the total picture? Deci de încredere în sine. Absolut, deci suntem capabili de orice, suntem fără limite, avem totul, suntem puri și perfecți, trebuie doar să ne lăsăm, să ne descătușem și să avem curajul de a trăi real și nu virtual viața asta frumoasă care ne este dată. Și cum am spus, viața bate film. Vă mulțumesc încă o dată, domnule Bogdan Draiu. La revedere.